Bună ziua, bun găsit la Daily Briefing. Claudiu Cazacu sunt, mă bucur să ne auzim. Prezentarea noastră este despre piețe, maniera este de opinie, nu avem aici comunicate, recomandări de tranzacționare. Efectul de levier este unul important care majorează riscurile prezente oricum în piață. Instrumentele financiare pot varia în moduri diferite și asta înseamnă că performanțele anterioare nu se leagă, nu garantează niciun fel performanțele viitoare. În anumite situații se poate să am expunere pe instrumentele discutate sau pe altele corelate cu acestea. Haideți să vedem un grafic al GBPUSD. Ieri a fost un moment de șoc în această piață. Variațiile procentuale au depășit 1,5% la un moment dat. Lira sterină care stătea foarte bine a fost uh, brutal afectată de demisia de, de, de pierderea unor membri din uh, guvernul britanic, ceea ce uh, face mai puțin probabilă uh, varianta actuală de propusă pentru Brexit. Avem uh, uh, Am avut la un moment dat uh, o reală. Teamă uh, referitoare la uh, demiterea uh, guvernului uh, May sau până la urmă, la, uh, un, în urma unei conferințe de, de presa a premierului, uh, se uh, uh, spera cumva că Uh, uh, se va găsi un răspuns clar Ori, uh, ori o renunțare la uh, funcția actuală Ori o, o regrupare uh, Nu prea s-a reușit așa ceva dacă nu uităm la GBPUSD Dar cel puțin plonjolul a fost uh, oprit Unii, uh, unii participanți la piață Și unele știri s-au -au arătat chiar surprinse De uh, abilitatea Tereze, mei de a rezista, de, de, a, de a încerca să formeze o nouă susținere acum după cel puțin două figuri importante care au, au plecat din guvern um, și după critici destul de serioase cu, că pachetul ar fi în, în favoarea Europei. Uh, din nou, este o, este o problemă uh, de de cunoașterea unor detalii ca și în cazul discuțiilor cu Statele Unite, iarăși piața operează cu niște informații incomplete. Și asta înseamnă că acolo unde ai spațiu pui uh, uh, ponești de la o parte, de la niște sugestii și este foarte posibil să exagerezi într-un sens sau în celălalt, fie prea optimist, fie prea pesimist. Asta e relevant, cred, și în cazul relațiilor dintre Statele Unite și China, dar și în cazul Brexitului. Un material de pe Bloomberg sugerează că ceea ce s-a întâmplat ieri ar fi doar un preludiu al unei mișcări mult mai ample dacă nu doar în această situație, doar dacă nu am avea un acord pentru Brexit. Laburiștii pregătesc un, un al doilea referendum. Opțiunea aceasta este pe masă, dar întrebați este dacă vor prelua puterea. Ieri, cu siguranță, unii traderi au văzut o probabilitate mai mare în acest sens, dar nu traderii pe lira sterlină, ci uh, cei care acționau pe, uh, pe, o bancă unde statul deține încă o, o pondere importantă uh, și, uh, deci, indirect, uh, pentru că uh, anumite prevederi s-a schimbat sub, sub laboriști, indirect asta, asta a însemnat o creștere a probabilității percepute pentru ca guvernul conservator al trezei să, să cadă. Ceea ce nu s-a întâmplat ieri, dar, dar sesiunile acestea pot aduce noutăți de la moment la altul. Haideți să vedem fidul de știri pentru că uh, se pot, uh, uh, se pot întâmpla uh, lucruri de la minut la minut. Uh, Bun. Uh, e vorba de uh, diferite uh, scrisori și pregătire pentru, un, uh, uh, pentru o moțiune de cenzură, un no confidence vote. Uh, și iarăși informații pe surse. Uh, este un mediu în care înfloresc uh, astfel de informații punctuale care trebuie tratate însă cu o anumită reticență. Informațiile pe surse se pot confirma sau se pot uh, uh, dovedi uh, inutile la un moment dat. Um, bun. There will be no free vote for any Tory MPs, ministers or otherwise on the Brexit deal. Deci uh, se pare că nu va fi legat uh, de vreo moțiune simplă sau de o moțiune de cenzură votul de Brexit. Situația e destul de fluidă, însă piața este relativ calmă acum calmă uh, la niveluri uh, relativ coborâte. Cred că este lira Stelină o piață pentru iubitorii de adrenalină. Să ne uităm la calendarul financiar. Uh, ieri am avut datele din sectorul de vânzări cu amănuntul uh, sub așteptări uh, și un pachet de date din Statele Unite. Uh, în ceea ce privește valoarea core a comerțului cu amănuntul. Avem o depășire a așteptărilor cu excluderea combustibilului față de valoarea core standard. Avem o ușoară dezamăgire. În principiu eu văd vești bune aici și prețurile produselor fie la import, fie la export mult peste așteptări. În timp ce vânzările retail, vânzările de retail, vânzările în zona comerțului cu amănuntul agregate 0,8 față de 0,5% mult peste așteptări. Totuși, ușor mai multe cereri de ajutor de șomaj și o încetinire pentru Philly Fed, compensată de Empire State. Nu sunt date foarte rele pentru dolarul american. Și Paul, care susținuse anterior o. Uh, în uh, noaptea de uh, miercuri spre joi, o uh, uh, conferință în care uh, păstrase linia generală a unei uh, uh, majorări de dobândă A avut uh, o nouă intervenție, uh, dar uh, mai recent uh, aducem discuție chiar și posibilitatea unei uh, unei pauze în ceea ce privește uh, ritmul de majorare a dobânzilor uh, în uh, condițiile în care ar putea apărea uh, uh, o încetinire și în plan extern și uh, un efect uh, mai restrâns al tăierilor de taxe, deci al stimulărilor, al stimulării fiscale deja operate. În sesiunea de astăzi, uh, date din Statele Unite la 4 și un sfert producția industrială și utilizarea capacităților, la ora 6 Kansas City Fed uh, și la ora uh, 6 și jumătate Evans, uh, iar la 11 fluxurile uh, de achiziții de instrumente financiare pe termen uh, lung. Bun. În scenariul de bază, eu aș spune că Piața a reușit o consolidare aici. Suportul este la 1,27, 27 și apoi la 26, uh, 97 aproximativ. O rezistență la 28, 35, minim mai vechi, uh, maxim local. Și apoi 1,28, 97, mai sus 1,30, 1,30, 40. Este o piață deosebit de sensibilă la ceea ce se uh, întâmplă în plan politic. Însă și atunci. Um, E, cred, aproape impredictibilă uh, lira sterlină pe termen scurt. Nu putem pretinde că uh, cunoaștem rezultatul jocului politic. Dacă ne implicăm în, acest, în această piață, e cazul să avem. Uh, uh, un fie să, să avem în spate o știre foarte proaspătă și să putem încă să ne plasăm în direcția trendului uh, recent, fie să avem niște, uh, niște baze tehnice foarte clare și un raport de risk reward uh, atractiv. Altfel poate fi cam delicat în această perioadă. EUROSD uh, a revenit spre limita canalului de trend, uh, cu toate că, interesant, Mario Draghi a afirmat că ar fi posibilă o încetinere în, în inflație dacă ar deveni mai nesigur în privința creșterii economice și a inflației s-ar putea vedea o, o presiune asupra marjelor companiilor, ceea ce... Ar putea să, să însemne, uh, uh, în anumite condiții, o majorare a uh, uh, anumitor blocaje și, deci, un traseu diferit pentru inflație. Uh, asta este uh, expresia simplificată a ceea ce ceea ce afirmat. Uh, totuși, a afirmat totuși EUROSD s-a ținut destul de bine vorbim de un, uh, un trend corectiv uh, pozitiv care se derulează de câteva sesiuni și asta, cred, cu ajutorul uh, unei relative stabilizări în, uh, în ceea ce privește situația din Italia, ce puțin asta era până de curând, o să verific uh, din nou uh, ratele de dobândă 3,46 uh, suntem uh, suntem într-o zonă de ușoară retragere față de vârfurile anterioare. Bun. Haideți să vedem ce date sunt importante astăzi în calendarul financiar în zona euro. La 12 avem indicele acela aici, ICP, deci indice de inflație, valoare core, 1,1% așteptat și valoare total 2,2%, în ușoară creștere aici apare o singură diferență. Uh, mai avem și date din Italia, balanța comercială, iată un surplus așteptat de aproape 3 ,287, miliarde, 2,87 miliarde. Uh, După amiază ne aduce alte, alte cifre. Interesant că dolarul american cu pachetul de date de ieri, uh, deci uh, ieri la ora 3 și jumătate a rămas relativ relativ stabil. Asta, abia aceasta a fost o surpriză pentru mine și mi-a arătat că, de fapt, atenția traderilor în piețele valutare în această perioadă este un bun destul de rar și că interesul a fost atât de focalizat pe ceea ce se întâmplă în Marea Britanie cu accelerare din dinspre din presă, încât a rămas destul de puțin puțin loc. Nici uh, diferențele nu au fost toate în același sens. Uh, unele s-au compensat, unele date bune peste așteptări s-au compensat cu altele mai, mai slabe, totuși uh, variația a fost una destul de restrânsă. Uh, pe termen scurt, pentru EURUSD, uh, vedem uh, că limita uh, dată de canalul de trend este destul de aproape și asta creează anumite dificultăți. Ce ar putea să împingă EURUSD mai sus? Ar trebui să vină niște vești foarte slabe pentru USD pentru că nu vă neapărat din, din Europa o situație deosebit de roz. EUROSD a reușit să se țină bine și chiar să crească într-o perioadă în care există stresele referitor la, la Brexit, uh, dar ieri au apărut la un moment dat uh, comentarii despre uh, venite dinspre, dinspre China și nu doar informațiile acelea pe surse, ci și altele care sugerau că uh, au oferit uh, China un răspuns că se merge în direcția corectă, dar că nu suntem acolo. Sentimentul ieri era mai degrabă pozitiv și cred că a ajutat puțin euro. În această dimineață mai puțin. Este ceva mai restrâns acest optimism în legătură cu un acord potențial. Și a ah, mai a reușit cu greu să se mențină pe plus, un 0,4% fusese Uh, fusese mai sus, aproape de un procent, dar, uh, uh, dar uh, comentariile care vin dinspre oficiale Statelor Unite, tot pe surse, sunt că, de fapt, este destul de greu de obținut un acord. Și atunci aș vedea această susținere dinspre îmbunătățirea probabilității unei înțelegeri cu China ca fiind un factor care nu ajută foarte mult euro, euro Deci, limita canalului de trend aș avea în vedere ca rezistență puternică. Ea este aproximativ în jur de 1,1387 în orele următoare, apoi poate 1,14 și 1,1433 sunt de urmărit. Pe termen scurt avem o linie de trend ascendent, dar. Chiar dacă o spargem, chiar dacă merge sub 13,40, avem 13,20, 13 și apoi 12,51. În general, fluctuații uh, relativ limitate. Pentru dolar ien o revenire în zona de suport 113,27, mai jos 113,10 și 112,94. Resistența fi la 113,45 și 113,70 și... 1. În cazul petrolului continuă corecția pozitivă. E, aici este un grafic interesant pentru că acesta nu este un triunghi. Cel puțin nu dacă nu, dacă nu cumva facem niște aproximări și niște forțări. Este Uh, un, un pattern care, după părerea mea, se, se va uh, rescrie, se va redesena ori uh, ceva mai aproape de un canal de trend uh, ascendent, ori uh, un fel de formație diagonală, care uh, uneori poate să fie un pattern de continuare. De fapt, de obicei, dacă, uh, dacă am fi uh, avut asemenea maxime, nu le avem încă, discutăm, dar teoretic, dacă am avea o scădere, o astfel de evoluție corectivă, în general, piețele uh, sugerează că nu au uh, suficientă forță și că urmează un nou impuls descendent. Bun, dar vorbim despre un petrol care, uh, până la urmă, a reușit să revină în limita canalului de trend și care are scăderi impresionante, potrivit unor surse media, ar fi cea mai lungă sesiune, cea mai lungă perioadă de scăderi succesive la nivel daily din din istorie. Ceea ce cred eu că generează un potențial corectiv considerabil. Și dacă o să ne uităm în, în calendarul financiar, o să avem Uh, uh, o uh, prezență a unor date mult peste așteptări în privința stocurilor de petrol. Pentru benzină a fost în zona aceea, pentru să se distilate ceva mai jos, dar uh, datele au fost în general slabe și cu toate acestea uh, tendința ascendentă s-a păstrat. Cred că există așa o bănuială în rândul unor trader că poate pe termen scurt s-a mers puțin uh, cam prea departe. Deci Tehnic, graficul nu arată extraordinar de bine, chiar dacă am revenit în canalul de trend cu, Q, cu vai, și chiar dacă acum câteva zile spuneam că asta ar fi, ar fi favorabil, uh, diferența este că uh, ritmul este destul de lent, mai lent decât o revenire mai puternică, ce ar fi adus o imagine mai optimistă. Deci, tehnic, aș spune că lucrurile în continuare nu arată foarte bine. Este o corecție pozitivă, da, dar tendința mai largă rămâne una descendentă. Însă, uh, cred că petrolul poate să, să ne păcălească în anumite, în anumite momente. Acum, cel mai dificil lucru este de a alege niște niveluri relevante. Avem 57, 70, 57, 80 ca rezistență, dar ea spune că ar trebui ca piața să spargă acest minim pe la un 58, low 58, 25. Da? Deci o închidere ce puțin pe H1 peste acest nivel ar putea însemna o presiune pozitivă pe termen scurt. Altfel, sigur, sunt valeți de câteva zeci de puncte intra, intraday, sunt interesante, dar o creștere care să nu ducă la o închidere peste acest palier, nu știu dacă va fi suficientă pentru a reorienta piața. 58,71 și în zona 59-35 ar fi următoarele zone de rezistență. Supor la 57,07, 56,45 și apoi linia inferioară canal de trend de pe la 55 60, 70, și mai jos... De fapt, nu, cam în această zonă este un, un minim de pe 15 și apoi 55,31 și 54. 80. Pentru aur, reboundul continuă, dolarul nu a avut prea mult de câștigat, de fapt, dolarul aici e volatilitatea. Dolarul este de câteva zile într un interval nu plictisitor, dar nici nu se mișcă foarte puternic. Însă, faptul că a mers peste 1215 este mai degrabă, are mai degrabă o conotație pozitivă. 1230 ar fi rezistență intermediară, aș vedea undeva pe la 1219, un alt reper, suportul ar fi dat de minimul mai vechi pe 1211 și linia de trend undeva acum la 1201-1202. Dar este relevant, după părerea mea, faptul că aurul nu a spart această linie de trend ascendent pare a dori a continua această secvență. US 500. Ieri piața a deschis slab și a recuperat pe final. S-a menținut la niveluri destul de bune, cu toate că foarte urmăritele rezultate ale Nvidia au dezamăgit. A mers în jos acțiunea After Hours, o văzuse la un la un minus 15% aproximativ. Vom vedea cum cum deschide astăzi. Sectorul semi, semiconductor s-a fost tras în sus în anticiparea vești bune. Veștile nu au fost bune. Uh, US100 a scăzut imediat după ora 11. Dar totuși menține și el, uh, ca indice, menține un fel de uh, pattern de tip flag sau... Uh, Uh, poate la limită chiar un, uh, un falling wedge, dar mai, mai degrabă aș vedea aici un flag, aș, uh, aș uh, lua în calcul mai mult ultimele ore și aș ignora aceste spike uri de volatilitate mai, mai mare, în timp ce uh, o situație relativ asemănătoare se profilează și pe US500. Cu cât este perioada de consolidare mai mare, cu atât este mai bine doar să nu devină una imensă, ca să dureze zile întregi. Dar dacă mai stăm câteva ore într-un interval relativ îngust, cred că potențialul tehnic este unul favorabil. 2732 ar fi rezistență, apoi 2737 și um, 2745 pentru S500, 2722, 717 și 711 ar fi suport. Tobânzile sunt în zona 3.11, relativ stabile acum. Um, un aspect pozitiv, cred, pentru piață, dar mai ales există acest, acest ricoșeu tehnic important. Și să ne uităm și pe daily, cum se vede. Sesiunea de ieri este un fel de engulfing bullish, cu umbră inferioară lungă, ceea ce nu extrage din valabilitatea, din validitatea pattern ci din potrivă părerea mea că, că o susține. Și cu nevoia de a dovedi, de a, de a confirma în perioada următoare. Deci, ieri a fost o zi în care pesimismul preluase ștafeta. Ei bine, pe final s-a mers într-o direcție optimistă. Părea mea că e vorba de China, de fapt, asta a fost și comentariul din presă. Însă, nu numai. Nu cred că am fi avut aceeași reacție dacă nu înregistrat niște scăderi. Accentuate înainte, vreo 130-140 de puncte înseamnă mult, uh, vreo 4% pentru uh, US500. Deci uh, a fost uh, aplicat într-un moment bun pe un sol fertil al unor acțiuni care deja erau în anumite scădere. Însă, uh, în sesiunile următoare trebuie să închidem peste 2735 dacă o facem. Următoarea zonă de rezistență ar putea fi la 2749 și pe la 2766, apoi 2780. Suportul ar fi la 26... nu, haide să, să îl definim pe acesta, 2670. 2680 este un, un nivel mai vechi, însă a fost relevant în câteva ocazii, mai ales cu o anumită aproximare aici în, în martie, dar cred că are o cred că are o altă uh, o vechime și o o susă mai mai îndepărtată, însă uh, să uh, luăm în calcul și alte paliere între care acest 2756, un vârf destul de, de pronunțat din pe 13 noiembrie. Uh, cum arată tot acest grafic? Am putea spune că un inverted head and shoulders Uh, nu chiar, uh, nu arată perfect și nu avem nicio tendință puternic descendentă înainte. Vedeți, am avut o scădere după o perioadă de. Uh, după o perioadă mai lungă de creștere. Cred însă că este un, un tipar care permite amplitudini largi și care nu blochează US500 dintr-o dintr recuperare pe termen scurt, însă care nu oferă nici pe departe o garanție pe termen mediu. Uh, și poate chiar să, să creeze anumite dificultăți. Pentru D30, de asemenea, avem o anumită problemă de asimetrie aici pentru al doilea umăr. Mișcarea de descendentă este, este vizibilă, este în continuare în secvența anterioare. Aici arată în regulă, dar dacă ar fi vorba de un al doilea umăr, deja lucrurile tind să aibă o structură puțin prea, prea complexă. 383, suport 305 și 242, rezistența fi la 473 și la 560. Și Vestea bună, dacă se poate spune așa, pentru D30 este că ne apropiem de linia de trend descendent și asta înseamnă că e cu atât mai ușor pieței să o spargă. Însă, dacă cineva observă, observă aici vreo, vreo agitație sau vreo nerăbdare de a merge într-o direcție sau într-alta, ar putea să ne comunice argumentele sale pentru că eu personal văd dincolo de niște trepidații care ocazional ne duc în afara unei zone centrale de echilibru, văd, văd o piață care nu știe ce să facă. O piață care însă a inclus o bună parte din veștile nefavorabile, inclusiv cea legată de scăderea economiei germane în în trimestrul al treilea. Acum, pe termen scurt, avem acest range strâns între 383 și 473, un range care are șanse să continue dacă mergem intra-aur, chiar există o ușoară presiune descendentă în acest moment. Bun. Haideți să vedem leul. Euroron a depășit 466 și dintr-un canal de trend descendent. Știm însă că nu e cazul să acordăm credit analize tehnice dincolo de un anumit prag pentru Euroleu. Avem 466, 70 467 în continuare. În nivelul de urmărit avem 65, 50 și 65, 35, apoi 64, 91 suport și Chiar dacă prima dinamică este una deocamdată ascendentă, e totuși nevoie de mai mult pentru ca, ca, leul să intre cu adevărat în dificultate. Există o așteptare, după părerea mea, destul de destul de tensionată pentru, pentru Euroron. Din punct de vedere tehnic, pe o altă piață, ar putea sugera o anumită presiune ascendentă. Dobăzile sunt în modestă creștere, 3,22 pentru robor față de 3,21 uh, și uh, uh, probabil că sunt alte alte elemente care împing leul deocamdată în jos. Ne apropiem de perioada aceea 20-25 care, uh, uh, care poate să inducă uneori o cerere suplimentară de lei nu neapărat la fel în fiecare lună, există și niște uh, peternuri trimestriale, uh, dar uh, ar putea fi un, un moment de relativ sprijin atunci uh, mai degrabă săptămâna viitoare. Bun. Uh, cred că. Ok, am, am răspuns întrebărilor dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez mult succes. Probabil că volatilitatea în principal va fi pe lira sterlină. M-aș uita însă și pe modul cum închid piețele de capital, cum deschid, bineînțeles, dar și cum închid. Sesiunea de ieri a fost una de revenire, dar să vedem dacă US500, US100 mențin această tendință favorabilă. De 30 pare a fi juca într-o într -o piesă puțin separată, e cumva în, în, lumea sa, deocamdată mai, mai decorelat. Italia este o temă care nu a dispărut și care cred că va fi discutată în continuare săptămâna viitoare și posibil cu impact mai mare în piață. Mulțumesc, o zi plăcută și un weekend reușit. Pe curând, la revedere!